Suntem tandemul Teodor și familia Gheban. Suntem la început de drum. Am luat ființă în anul 2018. Pasiunea pentru porumbei a pornit de la Teodor, care la vârsta de 12 ani și-a dorit porumbei, astfel încât am început în Vatra Dornei și am fost înscris la clubul din Bistrița, văzând că răpitoarele ne decimează ca și efectiv, am luat hotărârea în 2019 să mutăm puii la Basarabi. Da, la clubul Nord, da, club Nord Maraton Făltice, unde ne-am și înscris ca și tandem Teodor și familia Gheban. Deci am început cu columbofilia. E bine, pentru că creșterea de porumbii mi s-a părut un hobby destul de fain, ca să mai pe românești, pentru că mi s-a părut unul ca să nu pierzi atât de mult timp liber pentru asta degeaba. Și am hotărât să-i ducem la concursuri ca să obținem ceva, adică să nu rămânem simpli crescători. În anul 2020 am concurat în cadrul asociației Club Nord Făltice la etapele înscrise în programul de zbor, în special la maraton. Astfel, la etapa Vilnius, Madona și Bârzai am concurat cu efectivul de tineri pe care l-am avut la crescătorie, neavând niciun porumbel matur. În urma zborurilor s-a evidențiat Pele, care a avut două sosiri de excepție, și anume la Vilnius a obținut locul 16 din 6600 de porumbei și locul 24 la Madona din 14800 și ceva de porumbei. Un porumbel de excepții cu două sosiri pentru noi fantastice. În urma clasărilor realizate de Pele, am obținut locul 1 județean maraton, locul 2 star maraton, locul 3 provincial pe Moldova, locul 4 național și locul 51 la categoria fond. Numărul de porumbei la matcă sunt 30 de bătrâni care le-am luat de la un columbofil mai vechi, 70 de tineri și 15 maturi, în total 85 de porumbei la lotul de zbor și facem și 40 de pui pe an pentru concursuri. În voliere deținem în special porumbei de maraton, ca și linii Jan Arden, printre care pot aminti în 2018 am achiziționat de la Ad Fortin doi porumbei, dintre care unul este fiul direct din Wilicki, care a obținut în 2019 locul 1 St. Vincent la Ad Fortin. De asemenea, după 2018, pentru a încrucișa cu cei autohtoni, am mai achiziționat porumbei de Dehan, nepot de Milos, nepot de Gioiep, de la Jelema, din foarte buni zburători, din De Buffel, Odin, Silvia, Ingrid. Avem și o nepoată de Zvargud. Cam astea ar fi, ca și ne-am orientat spre porumbei care de-a lungul timpului au reprodus porumbei cu calități foarte buni. În ceea ce privește alimentația porumbeilor, în ceea ce privește suplimentele care se administrează, noi vă putem spune ca și începători, mâncarea pe care o folosim a fost mâncarea de bază. Nu am intervenit nici într-un mod, ori la creșterea puilor, ori la zboruri, ori la aceeași mâncare non-stop. Vreau să vă spun că
avem un program care la porumbei lunea, vinerea dăm vitamine, marța și joia pe mâncare punem chefir, vitacalc, drojdie de pere sau ulei de usturoi și le combinăm. În asta constă. Iar la zboruri, din ce am acumulat noi în ăștia 2 ani, putem spune că pentru recuperare le-am dat Belgasol la sosirea din cursă, după care, după 2 zile, le administram ori pentru o tricomonoză, ori pentru căi respiratorii. N-am intervenit cu altceva, să le dăm pastile, să le facem injecții, doar ce să elementar pentru, cred că oricare columbofil care participă la zboruri, cu un Belgasol îi așteaptă sau cu altceva, și cred că și pentru tricomonoză, ca să nu, eu știu, să aduc în crescătorie de pe mașină tricomonoza care sunt convins că mulți columbofili se confruntă cu această boală. De asemenea, putem menționa că până la etapele de maraton, porumbeii s-au antrenat în jurul crescătoriei și la etapele care erau viteză, demifond și fond. După fond, am decis împreună cu fratele să-i antrenăm de cel puțin 3 ori pe săptămână, între maratoane, la o distanță de 50 de kilometri cu mașina personală. Și ca atare, modul, cum i-am antrenat modul, pus în pliantă, dus cu mașina și înapoi la crescătorii pentru a-i ține în formă. Metoda de zbor, ne-am hotărât să practicăm văduvie. Astfel, la începutul lunii martie, îi punem la pereche, porumbeii cresc și hrănesc câte un pui, iar după prima etapă, cea de viteză, îi separăm. Astfel, fratele meu fiind acolo la voliera din Preutești, Basarab, pentru a-i putea prinde și el fiind începător, îi lăsa tot timpul să se vadă. În ce sens? Dădea drumul la femeile în compartimentul masculilor și îi prindea din boxe, fără a le rupi vreo pană, fără a-i deranja, ca urmare porumbeii se vedeau la fiecare etapă. Și astfel erau puși în pliantă și în mașină, după care, din nou când soseau, lăsați tot la liber o zi. A doua zi se separau din nou. Eu, unul, îmi propun să depun aceeași muncă depusă, același efort și același entuziasm și ca pe viitor să obținem aceleași rezultate și să construim în jurul lui Pelei o familie bună de zburători. De ce? Pentru că eu știu că fiii sau fiicele ale lui Pelei o să obțină aceleași rezultate ca și el. Și pe viitor să ajung pe podiumul național de maraton. Vă prezint porumbelul Pele cu seria 087174, un porumbel rezultat din împerecherea a 2 porumbei din zona Fălticenului, de la Gheorgheș Constantin și Vamanu Ionel. A fost concurat de pui în zona Fălticenului, după care la tineret anul 2020 a avut 2 clasări de excepție, respectiv Vilnius și Madonna. Vilnius locul 16 din 6600 și locul 24 Madonna din 14828 de porumbei. A fost concurat la văduvie. Porumbelul în urma sosirile lui de excepție a clasat și a obținut rezultatele 1 județean maraton tineret 20 de județul Suceava, locul 2 star maraton Moldova, locul 3 provincial maraton pe Moldova, locul 4 național maraton tineret 2020 și locul 51 fond tineret 2020. Altceva despre el, ne bucurăm că l-avem în crescătorie, un porumbel foarte frumos, energic și rămâne la
la reproducție nu va mai fi zburat, va zbura fratele lui un albastru.